ziua! Interviurile PS News continuă astăzi și l-avem invitat pe domnul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor Partidului Național Liberal. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Săruna, cu drag ca întotdeauna. Se discută zilele acestea despre o eventuală revenire la starea de urgență, având în vedere și numărul foarte mare de cazuri. Astăzi, practic, am avut un record de noi cazuri de coronavirus, 555 în 24 de ore. Se impune revenirea la starea de urgență? Am văzut că ați făcut și o declarație ieri în sensul ăsta. Da, am declarat ieri că n-ar fi exclus o revenire la starea de urgență, având în vedere două aspecte. Primul aspect constă în împrejurarea că, pe de o parte, la nivel european se constată o recrudescență a contaminărilor, în sensul că numărul de contaminări a început să crească și în state care la un moment dat coborusele jos de tot, după ce au avut probleme mari, mă refer la Italia, cu zona Lombardia, la Spania, la Franța. Pe de altă parte, mă refer la faptul că și în România constatăm pe cifre că numărul de contaminări crește de la o zi la alta. Iată, asta avem 555. Concomitent cu această evoluție, care este o evoluție cifrică, constatăm că administrația este lipsită de mecanismele necesare care să protejeze restul populației, da? Deci populația necontaminată, de interacțiunea cu persoanele contaminate, să instituie acele reguli care au funcționat foarte bine la începutul pandemiei. Vă referiți la carantinare și izolare? Mă refer pe de o parte la măsuri concrete și aici mă refer la decizia Curții Constituționale, care într-o săptămână a dus la părăsirea spitalelor de către câteva sute de persoane, unele chiar contaminate, purtătoare ale virusului, adevărat în formă asimptomatică. Mă refer la faptul că majoritatea parlamentară a declarat cât se poate de franc că nu vor să voteze legea carantinei propusă de guvernul Orban. Mă refer la faptul că se constată de o bună bucată de vreme un anumit joc politic pe măsurile de protecție. Mai concret, importanți lideri ai Partidului Social Democrat pur și simplu persiflează pericolul COVID-ului. La început a fost situația cu fără măști în Parlament. Oricum îi se întâmplă, mi s-a întâmplat și mie odată să nu am la mine sau bun. Dar ideea de a persifla, domne, eu am venit fără mască, nu-mi pun mască pentru că nu e un pericol, e un exemplu negativ. Continuând cu cei doi parlamentari PSD care au făcut scandalul de pomină alaltăr seară în centru vechi, la șaormerie, unde maniera în care s-au comportat a permis unei pături a populației să tragă concluzia că nu e un pericol. Dacă ăia care sunt parlamentari, care au informații, nu-și pun măști, sfidează, se iau de forțele de ordine. Deci toate aceste atacuri concertate ale PSD și sateliților împotriva guvernului, persiflând starea de urgență, coroborată cu imposibilitatea guvernului de a lua măsuri, nu face altceva decât să expună populația la un risc împotriva căruia nu poți să ridici diguri. Și de aici o revenire și la starea de aici, urgență. Dacă legea pentru care prevede carantina și alte măsuri de protecție nu va fi adoptată rapid, va crește în continuare numărul de cazuri pentru că se va răspândi și atunci președintele va fi obligat să ia de această măsură. Da? Dar aveți informații referitoare la o astfel de decizie care s-ar da în perioada următoare? Președintele a anunțat de când a ridicat-o. Că nu va exista, dacă există vreo situație, să revină. Deci președintele României este un om care nu se joacă cu cuvintele. Adică nu vine să zică o dau, nu o dau, mai vedem, mai nu știu ce. Da? Dar la nivelul guvernului se discută? Și la nivelul guvernului există o preocupare. Pentru că, pe de o parte, există o presiune din partea Horeca. Să dăm drumul la restaurante, da? Cum? Ați dat drumul la terase, ați dat drumul la păcănele, ați dat drumul la biserici. Deci nu și la restaurante. De altfel se și promitea că de la 1 iulie vor fi. Nu, Ludovic Orban a declarat că dacă lucrurile merg bine,
din 15, dacă va exista o înțelegere cu Horeca, s-ar putea găsi o formulă în care să dea drumul și la restaurante, dar cu un grad de ocupare de 20%, adică cu niște măsuri extrem de dure, să zic așa. Însă, în raport de, că numărul de cazuri astea, de 555, în raport de ce vedem că se întâmplă la mare, în raport de faptul că sunt foarte mulți cetățeni care dezinformați sau informați greșit sau instigați de către un lider politici irresponsabili, sfidează virusul. Hai, domnule, că nu există. E o creație a imperialiștilor, a guvernului Orban, care nu știu ce vrea să facă. Deci, sunt oameni care nu ascultă. Eu vă spun un lucru, nu trebuie să fiu ascultat eu. Nu Orban trebuie ascultat. Nu, domnule, dar în momentul când noi nu facem altceva decât venim și prezentăm concluziile specialiștilor, da? Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, epidemiologi cunoscuți, indiferent de orientarea lor, spun, domnule, nu vă jucați că e groasă. Adică, da, e adevărat, dintr-un număr de infectați cu coronavirusul, nu toți ajung să moară. Sau la terapie intensivă. Sau la terapie intensivă, da? Dar nu ai de unde să știi, tu, cetățean, care te uiți la emisiunea asta Bună Oară, nu ai de unde să știi. Dacă tu ești unul din cei care vei muri, vei ajunge la terapie intensivă, vei avea o formă asimptomatică sau vei avea o formă ușoară simptomatică. Că nu știi povestea asta. Că s-a spus că nu este foarte periculos virusul decât pentru cei cu comorbidități. S-a spus obezitate, diabet, boli cardiovasculare și așa mai departe. Vârstă peste 65 de ani. Dar am avut cazuri în care au murit oameni tineri. Oameni tineri fără comorbidități. Da? Sunt radiologi, sunt epidemiologi care spun că au văzut lucruri înfiorătoare cu evoluția ale virusului în diverse situații în care pur și simplu i-au îngrozit. Păi e foarte greu să contrazici un medic care vede, da, imagistic, care sunt ravagile pe care le face la plămâni virusul și care sunt consecințele, în contextul în care avem persoane care fără să aibă cunoștințe medicale, fără să aibă o patologie, fără să cunoscută, să cunoască o patologie, fără să se documenteze, vin și spun nu e un pericol. Da? Bun, și pune PSD în pericol viața românilor? Da, vreau să vă spun că aceste politizarea în orice scop a măsurilor de prevenție, sub standardul apărării drepturilor omului, nu face altceva decât să vulnerabilizeze sistemul de apărare împotriva propagării virusului și, da, în ultima instanță, pune în pericol sănătatea românilor, într-un mod irresponsabil. Pentru că e mult mai simplu să ieși să spui, domne, noi, PSD-ul, vrem ca românii să iasă din casă, să ducă la Cârcium, să bea berica, să poată să ducă să facă picnicul, da? E frumos, oricui îi place. Și mie mi-ar plăcea să pot face lucrurile astea. Mai ales într-un an electoral, nu, mai ales într-o vară caniculară, cu temperaturi de 30 ceva de grade, de 40 de grade, după ce am stat în casă două luni de zile, da? Deci toată lumea își dorește să iasă. Însă trebuie să le spui oamenilor următorul lucru, oameni buni. Dacă sunteți responsabili, măsurile pot fi ușor mai relaxate. Adică nimeni nu vă impune să rămâneți în casă non-stop. Dar păstrați o distanță, da? Folosiți masca când intrați într-un spațiu aglomerat. Spălați-vă pe mâini foarte des. Nu atingeți anumite zone, mână, gură, nas, ochi, după ce ați dat mâna cu cineva, deși e foarte bine să nu dai mâna, da? Deci sunt niște lucruri care, odată ce intră în instinctul omului, măsurile sunt mai ușoare. Deci în momentul în care guvernul Orban a venit cu relaxarea și a fost acolo și președintele, da, au avut în vedere împrejurarea că după două luni de stat în carantină, cu o campanie publicitară puternică, spală-te pe mâini, păstrează distanța, utilizează masca și așa mai departe, da, românii din reflex vor continua să aibă acea reținere firească pentru viața lor, da? Te uiți la mare, vezi cârdurile alea care se creează acolo, horele care sunt, aglomerațiile fantastice, da? Și îți dai seama că fie n-au înțeles nimic, fie consideră că virusul este o glumă proastă. Nu, virusul nu este o glumă, nici bună, nici proastă. Virusul este un pericol, iar toți cei care îl sfidează riscă să plătească prețul acestei sfidări. Dar mai grav este că pe lângă faptul că pot să se contamineze ei, pot să devină purtători și prin inconștiență, prin ignoranță, pot să transmită virusul către alte persoane, către bunicilor care sunt vulnerabili, către părinților, către persoane în vârstă, către persoane apropiate, chiar și tinere. Da?
Am renunțat prea devreme la starea de urgență? Nu. Sau starea, trebuiau prelungite anumite restricții? Nu, cu siguranță nu. V-am spus, filozofia guvernului, în momentul când exerciți actul de guvernare și acum, problema e următoarea, există o vorbă veche românească care spune că după război mulți vitezi se arată. Guvernul în momentul când a trebuit să normeze măsurile, da, tot timpul a avut o situație comparativă. O situație comparativă care evident că în big picture erau mai multe tablouri. Era tabloul statelor grav expuse și mă refer aici la Italia, Spania. Era tabloul țărilor vecine. Ungaria, Bulgaria, Serbia și așa mai departe. Era tabloul Coreea, unde oamenii aia luaseră în Coreea de Sud niște măsuri care au funcționat. Coreea de Sud și Taiwanul. China, Rusia. Deci guvernul român și autoritățile au avut tot timpul un termen de comparație. În momentul în care focare importante, da, cum a fost Spania și Italia, da, Franța și Germania, au relaxat măsurile, Franța pe fond de stare de urgență, în Franța încă e stare de urgență, pe două luni de zile s-a dat ultima oară, deci în momentul când au relaxat lucrurile, era foarte greu să vii în România, în contextul în care numărul de cazuri scădea, să spui vă țin în casă în continuare. Și atunci gândirea a fost următoarea. Românii s-au învățat cu măsurile de prevenție. Vor păstra distanța, vor purta masca, vor evita să dea... Deci s-a mers pe responsabilitatea românilor. S-a mers pe responsabilitate, mergându-se pe faptul că românii vor aprecia starea de libertate. Adică între a sta în casă, ca să fie obligat să respecti reguli și a te lăsa afară, ca să respecti din propria inițiativă, ca să-ți păstrezi starea de libertate, merge varianta asta. Ei, în jocul ăsta, din păcate... A intrat politica. A intrat politicul și a intrat Curtea Constituțională. Pentru că chiar dacă responsabilitatea este cel mai important lucru și marea majoritatea cetățenilor respectă regulile din convingere, în mod conștient, da? La aceasta concură foarte mult și ideea de sancțiune. Ei știu că dacă nu respectă regula, vor răspunde. În momentul în care Curtea Constituțională a venit și a lipsit acțiunea guvernamentală de principalele instrumente. Vă amintiți că perioada stării de urgentă, chiar la final, au constatat că toate amenziile sunt neconstituționale pentru că au fost stabilite printr-o ordonanță militară. Bun, a fost prima lovitură. A doua lovitură a fost cu constatarea stării de alertă. Da? A treia a fost cu persoanele internate, că ar fi o încălcare a dreptului la libertatea lor în raport de împrejurarea că măsurile de carantinare, internare și așa erau luate printr-un ordin de ministru, în contextul în care orice răstrângere de drepturi nu se poate face decât pe lege. Da? Deci aceste trei măsuri concrete au fost practic trei breșe serioase în strategia pe care guvernul Orban, dar orice guvern ar fost, ar fi adoptat-o. Pentru că ce înțelege foarte puțină lume este că meritul guvernului Orban este că ascultă specialiștii. Nu visează Orban noaptea măsuri pe care să le ia. Da? Vin cei de la Ministerul Sănătății, vin cei de la Institutul Național de Sănătate Publică și spun domnul prim-ministru, asta trebuie făcut. Da? Se consultă cu toți, se uită și pe practica internațională, întreabă și ia măsurile. Da? Deci în momentul în care a fost spartă această platoșe de acțiune care a fost făcută, da? În momentul ăla deja lucrurile au scăpat de sub control. Și inclusiv creșterea numărului de cazuri, inclusiv scăderea responsabilității, pornește urmare unor exemple care vin din lumea politică. Da? Repet, lideri politici care spun nu-mi pun mască. Dom'le, se poate întâmpla că nu e mască la tine. Mi s-a întâmplat și mie. Dar niciodată nu o să vin sfidător să spun, domnule, eu nu-mi pun mască că nu mi-e teamă, că nu există virusul. Nu, nu-mi pun mască pentru că am fost neglijent, da? Pentru că mi-am uitat masca în mașină. Bună oară, am în mașină o cutie de măști. Am mănuși în mașină, da? Uneori se întâmplă pur și simplu să mă îndepărtez de mașină și să nu am masca la mine, da? Dar în aer liber. Bun, că vorbeam de implicarea politicului, iată, într-o chestiune atât de sensibilă. Știm că sunt alegeri. Pe 27 septembrie ar urma să aibă loc alegerile locale. Ar mai trebui să aibă loc, având în vedere contextul actual? Păi nu știu, domnule Angeluș, repet. Avem 555 de cazuri, Angeluș, record, nu e, nu asta, în nu asta e 24 relevant. De ore. Nu asta e relevant.
Dacă vom avea și mâine 500 și poi mâine 550, dar peste 3 zile, da, constatăm că oamenii nu se mai adună în ciorchine la mare, constatăm că îi vedem responsabili cu măști, vedem că respectă reguli, numărul va scădea. Deci nu e extrem de relevant faptul că asta nu 555. Dar ele, avem o creștere. Arată o creștere, dar e o creștere firească. E o creștere care se bazează pe faptul că nu respectăm reguli, că persiflăm fenomenul. N-are cum să fie altfel, da? Pentru că virusul există, da? Asta ar trebui să întrebăm pe judecătorii Curții Constituționale, pe avocatul poporului, pe liderii PSD care spun asta. Eu le-aș da câte doi asimptomatici care au plecat acasă, da? Să ia, să-i ducă, să-i țină cu familia lor și peste o săptămână, două, trei, să discutăm. Mai sunteți chiar așa de... Mai sunteți chiar așa de convinși de faptul că nu există niciun pericol? Păi cu siguranță n-ar fi. Dar la adăpostul veniturilor substanțiale pe care le obțin cei de la Curtea Constituțională, cât și cei care sunt în politică și ocupă anumite funcții de date publică, cum sunt parlamentarii, da? Le e ușor să vorbească, da? Nu, asta e realitatea, pentru că, da, într-adevăr, un parlamentar este într-o situație ușor mai bună decât un cetățean de rând. Pentru că un cetățean de rând, de exemplu, noi când mergem la Parlamentul României, se ia temperatura la intrare, se pun la dispoziție măști, dacă avem o problemă, suntem testați cu prioritate. Deci, noi avem o serie de avantaje, da, care, pe de o parte, generează o nemulțumire în sânul celor care își doresc să nu existe privilegii, pe de altă parte, limitează posibilitatea contaminării în interiorul Parlamentului. Pentru că având totuși toate condițiile, luându-se temperatura, având măști la dispoziție, având exemplele care se dau, Parlamentul fiind un spațiu foarte mare, posibilitatea există, dar e totuși limitată în comparație cu cei care la mare stau ciorchine, de exemplu, sau cei care se întâlnesc într-un număr foarte mare. Bun, dar mai trebuie, la ora asta, când vorbim, astăzi, 8 iulie, ar trebui să mai organizăm alegeri în septembrie? Eu cred că, eu sincer cred că da. Eu cred că nu. Dacă noi, deci foarte puțină lume a înțeles, pesediștii nu înțeleg. Viața noastră s-a schimbat toată cu coronavirusul. S-a schimbat pe termen lung. Da? Deci multă vreme de acum încolo va trebui să fim prudenți. Multă vreme vom concubina cu coronavirusul. Da? Vom concubina. Da? Această relație de concubinaj trebuie desfășurată după niște reguli. Știți că și concubinajul are regulile lui, da? Nu le respect, iese prost povestea. Ei, și în această situație lucrurile stau la fel. Da? Pentru că nimeni nu-și dorește să fie cu o stare de urgență pe care să o ții cât. O ții o lună, două, trei. După trei luni trebuie să o ridici, nu? Vine o stare de alertă. Din nou îți vine Șerban Nicolae și cu Ciolacu și cu mitralieră și cu stativă și cu Solomon. Spun, nu, tată, nu avem, noi suntem, ce, e o glumă, da? Și peste 7 luni ești în aceeași situație. Deci soluția nu este să ții românii închiși în casă. Nimeni nu-și dorește treaba asta. Soluția este ca românul să conștientizeze că trebuie să păseze distanța fizică. Mie nu-mi place chestia cu distanța socială, distanța socială înseamnă altceva. Să păseze distanța fizică, să păsteze regulile de igienă, să le respecti, să porți mască, să te speli pe mâini, adică să respecti tot ceea ce este menit să limiteze propagarea coronavirusului și contaminarea. Da, apropo de starea de urgență. Vă răspund la întrebare. Da, așa. Ieri, numai departe de ieri, am adoptat la nivelul Senatului proiectul de lege privind organizarea alegerilor, privind stabilirea datei alegerilor locale. O prostie imensă. De ce? Pentru prima dată în istoria, practic a doua oară că mai a fost în 2004 o situație, am stabilit data alegerilor către Parlament, nu către Guvern, cum scrie în codul administrativ, da? Suntem în situația în care, de exemplu, dacă apare o problemă, ca să nu ținem alegerile pe 27, trebuie să întâlnim Parlamentul. Nu știu dacă înțelegeți. Când era foarte simplu să fie cum a fost, era la decizia Guvernului, apare o situație, putea să le amâne o săptămână sau două, sau contează mai puțin, da? Bun. Deci asta a fost o prostie imensă și a fost o insistență cu iz, evident, politica PSD-al de UDMR, de a arăta că ei pot stabili cum se fac lucrurile aici, nu guvernul Orban. Deși data a fost convenită, da? O chestie strict de primordialitate, inclusiv proiectul de lege. Guvernul Orban a venit cu un proiect de lege. În paralel a venit UDMR-ul. Proiectul UDMR-ului avea un singur aliniat.
se stabilește data legii de 27. Proiectul guvernului Orban avea toate măsurile subsecvente necesare, începând de la măsuri de organizare a secțiilor, măsuri de IT și așa mai departe, da? Au respins proiectul guvernului Orban, luând toate prevederile și aducându-le în propunerea legislativă a UDMR-ului, doar pe teoria ca să raporteze că au respins proiectul guvernului Orban și au adaptat propunerea legislativă a UDMR. Cui ajută, nu știu. Revenind la întrebarea dumneavoastră, dacă păstrezi distanța fizică, se poate organiza votul. Pentru că la masa din sala de vot, da, din secția de vot, se poate păstra distanța între cei care sunt acolo, se poate intra distanțat. Da? Dar vorbim și de cozile, poate, care nu o să se fac se formeze. Ieri, de exemplu, am susținut un amendament al USR-ului care viza ca alegerile să fie 26-27, respins de PSD. Au majoritate în Comisia Judicată, așa a trecut și în plen. Ideea să organizăm alegerile în două zile e o idee bună, tocmai în această perspectivă, da? Adică oamenii intrau mai liniștiți, nu exista presiunea, pentru că dacă nu votezi pe 26, puteai vota pe 27 și dacă nu vrei să treci pe 27, treci pe 26. Adică, practic, deci evitam și cozile. Evitam și o parte din cozi, da? Dacă există bunăvoință, soluții se pot găsi. Am văzut că există, de exemplu, bunăvoință la tăierea pensiilor speciale, când nu există, au ajuns la un... Există foarte multă ipocrizie și există o presiune foarte mare venită din zona românilor, din zona poporului, din zona cetățenilor. Din păcate, și problema pensiilor speciale a devenit o problemă care este abordată într-un strict scop electoral, într-o manieră extrem de ipocrită. Pentru că noi suntem într-o situație în care trebuie să luăm niște măsuri în legătură cu pensiile. Pe de o parte, este legea care prevede majorarea tuturor pensiilor, inclusiv a celor speciale, 40% la 1 septembrie, creația Olguței Vasilescu și a PSD-ului lui Dragnea. Care am înțeles că oricum nu va fi cu 40%. Nu, cu siguranță nu va fi 40%. Pe de altă parte, este problema pensiilor speciale. Bun. Acum, problema pensiilor speciale, din păcate, a ajuns să fie un leitmotiv al foarte multor discuții în care, în general, deranjează principiul și dă foarte bine să votezi pentru. Deși există o convingere a marii majorități a celor care votează că este doar un exercițiu de democrație și în niciun caz o măsură care să producă consecințe. Pentru că explicația e foarte simplă. Păi este foarte simplă. Printre beneficiarii de pensii speciale, pensii de serviciu, se numără, să zicem, avocatul poporului și judecătorii în alte curți, precum judecătorii curții constituționale. Chiar dacă noi politic ne înțelegem să nu atacăm, da, avem presiunea de la cetățeni, da? Nu atacă președintele, nu atacă primul ministru, da? O să o atace în alta curte sau avocatul poporului. Și are șanse să... Păi da, cei nouă judecători la Curtea Constituțională, toți au să vor avea pensii de serviciu. Cum crezi că votează ei să-și diminueze veniturile cu 70%? Eu mă întreb așa pe dumneavoastră. Ați aplicat să fiți managerul unei companii, da? Managerul unei companii. Ați aplicat o măsură în care să diminuați toate salariile, inclusiv al dumneavoastră, cu 70%? Probabil toți pentru unul și unul pentru toți. Probabil că nu. Nu, probabil că nu. Și atunci, asta este situația. E o formă de ipocrizie, niciodată cât e curtea astfel organizată. O asemenea... Deci este un mare fâs. Nu, e un mare fâs. Eu a fost o bucurie așa. E un blocaj. E un mare fâs și un blocaj. Da? E un blocaj imens, doar printr-o întâmplare ar putea să treacă de controlul de consolidare asemenea propunere. Cam cât la sută șanse dați? 10%, ca să fiu foarte optimist. Foarte puțin, deci ne luăm gândul. Am fost extrem de optimist. Da? Nu, am fost extrem de optimist. Dar dumneavoastră nu trebuie să uitați un lucru. Că în momentul de față lucrurile au ajuns la o talibanizare care, din păcate, exclude dialogul și rațiunea.
Ce foarte puțin lume înțelege este că această ministră minunată pe care a produs-o PSD-ul, mă refer la doamna Vasilescu, în momentul când a introdus contribuțiile, le-a luat de la angajator și le-a dus la angajat, în mod artificial a crescut venitul, bază de calcul pentru pensia al angajatului, cu aproape pe 40%. Da? Bun. Imaginați-vă că un judecător care avea o leafă de, nu știu, 18.000 de lei, a ajuns să se pensioneze cu 22.000 de lei, da? Cu 23.000 de lei, doar urmare acestei chestiuni. Același lucru se întâmplă și la un membru al Curții de Conturi, același lucru se întâmplă și la un alt beneficiar drept de pensie de serviciu, același lucru se întâmplă și la oamenii simpli. Dacă dumneavoastră v-ați fi pensionat cu două zile înainte de intrarea în vigoare a legii lui Olguța și eu la două zile după, pensia mea era mai mare ca dumneavoastră cu vreo 40%. Pentru simplu în fapt că venitul meu bază de calcul era cu contribuțiile introduse acolo. Avem pensii de 200-300 de lei, nu? Pensiile sunt peste 650, dar oricum 650 e o mizerie. Exact, nu, mai nici nu este ajutoare. Vreau să discutăm că mai avem 5 minute și n-aș vrea să las nedezbătut acest subiect. Cum merge cu regătirile pentru București? Alianțe cu USR pentru primării, cu USR Plus? Deci, cu PMP am înțeles că nu. Nu e adevărat. Partidul Național Liberal și-a manifestat întreaga disponibilitate de a coaliza întreaga suflare de dreapta împotriva Gabrielei Firea și a PSD-ului. Primul pas a fost făcut în momentul când am declarat că susținem candidatura lui Nicu Jordan. Am fost primii care au venit în zona asta. Tocmai datorită faptului că era un pol de uliant care putea să asigure practic această alianță cel puțin la nivelul primarului general. Provenea din USR, el înființase USR-ul, era o voce importantă împotriva lui Firea și pe poziții de integritate. Bun. Ce a urmat? Au fost discuții la nivelul fiecărui sector, la nivelul municipiului pe ansamblu, unde există orgolii, există pretenții, ei vor ca noi să nu punem anumiți oameni, noi le explicăm că nu e în regulă, că în politică contează și eficiența și uneori este bine să calculez lucrurile în sensul a face lucruri, nu în sensul a bloca. Există puțin deranj de faptul că și PMP-ul își dorește să participe, dorindu-și să participe. Există evident o rezervă pentru că cine participă va fi pe liste și va avea mandate și e o discuție pe care românii o știu, o discuție care nu s-a încheiat. Eu încă mai sper că există suficient de multă rațiune la USR Plus și la PMP ca să vină în coaliția anti-Firea și anti-PSD și să câștigăm Bucureștiul. Noi am dat dovadă că suntem în stare când l-am adoptat pe Nicu Jordan și îl susținem în continuare. La ora asta la care vorbim, cât la sută șanse sunt să avem o alianță a opoziției pentru primările? Șansele sunt foarte mari. Fiind o perioadă, depășesc 50%? Cu siguranță, da. Deci șansele sunt mari pentru că toți sunt conștienți de împrejurarea că doar împreună putem să îi oferim doamnei Firea posibilitatea să se întoarcă în presă sau să facă altceva. Și noi ne dorim să o vedem foarte activă, dar altundeva de unde decât la Primăria Capitalei. Iar din punctul ăsta de vedere, văzând lucrurile la fel și realizând că doar împreună putem face treaba asta, este doar o problemă care ține de armonizarea unor puncte de vedere care să convergă spre semnarea unei înțelegeri. Nu cred că exceptând acele voci care există în orice partid și care sunt gică contra, da? Din păcate la USR Plus mai multe decât la PNL, dar din păcate decidenții, liderii care conduc formațiunile politice sunt conștienți de această treabă. Iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, bucureștenii vor da seama din cauza cui nu s-a întâmplat. Pentru că Partidul Național Liberal a jucat cât se poate transparent.
nici măcar nu ne-am desemnat candidații special ca să nu creăm o problemă legată de faptul că creăm un război și între susținătorii candidaților noștri când ar fi negocierile cu USR-ul și cu PNP-ul. Ceea ce a făcut USR-ul, ce a făcut USR-ul, da. A lansat, practic, candidații pentru sectoare. A fost o decizie neinspirată, dar în opinia noastră. Dar ei susțin că este modul lor de a face politică, că candidații lor cunosc faptul că intră într-o competiție, inclusiv internă, dacă se lează alianța, și că ăsta n-ar fi un impediment. Asta e declarația pe care o fac. Rămâne să vedem dacă lucrurile stau așa. Eu cunosc oameni din USR care sunt oameni în regulă și care își doresc o alianță. Cunosc oameni în PMP care își doresc și să facă o alianță. Și știu că dacă se dorește cu adevărat și liderii USR Plus și respectiv PMP vor vrea, alianța se va face. PNL e deschis și nu PNL a fost cel care a afectat în vreun fel ideea de coeziune. Ultimul minut și ultima întrebăiță la PNL? Nu cred. Cred că Robert Negoiță are propria lui partitură, Robert Negoiță are problemele lui. Din perspectiva criteriilor de integritate a PNL-ului, eu am serioase rezerve că domnul Negoiță ar putea să le treacă. Probabil vă amintiți că era unul din marii debitori ai statului român, da? Sunt de sute de milioane de lei noi. Deci nu-l primește PNL? Eu nu pot vorbi numele PNL-ului. Eu v-am spus că din informațiile care le am, nu există în momentul de față această posibilitate, iar ca părere personală, din perspectiva criteriilor integrate ale Partidului Național Liberal, nu-l văd pe domnul Negoiță trecându-le. Domnule Fenechiu, eu vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm cu mare drag. Cu tot dragul o să vin. Mulțumim. Salut.